Experții fundației au analizat evoluția din ultimul an a 30 de țări. Aceștia au examinat trei aspecte de bază: libertatea politică, libertatea economică și măsura în care este respectată supremația legii. Astfel, barometrul libertății arată că Moldova este un stat capturat, iar majoritatea deciziilor luate în guvern sunt influențate de liderul PDM. Guvernul ales în Moldova are puterea de a guverna țara, dar există un număr de actori a căror influență poate submina procesul de luare a deciziilor. Unul dintre aceștia este oligarhul Vladimir Plahotniuc, liderul PDM, care controlează majoritatea parlamentară și care este capabil să navigheze în politica țării prin intermediul prim-ministrului Pavel Filip, prietenul său apropiat, precum și prin intermediul președintelui Parlamentului, Adrian Candu, fiinul său. Experții locali confirmă concluziile raportului internațional. De fapt, acest stat funcționează după principiul mafiot, care a reușit să captureze instituțiile principale și le pună în slujba acestor interese de clan, de sistem, pentru propriile beneficii. Este vorba de un om și de anturajul lui, de Vladimir Plahotniuc și oamenii apropiați lui din cadrul Partidului Democrat. Un asemenea argument care este adus de această organizație, deci nu poate fi vorba despre că nu există un subiect. Pentru juriști sunt probele cele mai importante. În contextul dat, deci este o apreciere care vine. Eu nu aș vrut să spun că este pozitivă sau negativă această apreciere, deci ține de instituția respectivă. Barometrul libertății constată că nici justiția din Moldova nu se bucură de o independență absolută. Lipsa independenței sistemului judiciar este principalul obstacol în calea implementării statului de drept în Republica Moldova. Starea sistemului judiciar este depășită și ruinată. Incompetența, nepotismul, justiția selectivă și corupția sunt larg răspândite. Presiunea politică asupra judecătorilor sau eliminarea celor neconforme sau critice este o practică vizibilă și repetată. Despre libertatea presei, barometrul arată că în Moldova mass media este supusă presiunii politice. Vladimir Plahotniuc, liderul PDM, controlează piața de televiziune cu o cotă de proprietate de 70%, reprezentând 4 din 5 posturi TV cu acoperire națională. Violența verbală față de jurnaliștii din Moldova și amenințările cu care ar putea fi urmărit penal au devenit mai frecvente pe tot parcursul anului, în special datorită rapoartelor critice cu privire la elitele politice și de afaceri. Unele instituții media s-au transformat de adevăratele în televiziuni de partid sau portaluri de partid. Cu siguranță aceste instituții media nu îndeplinesc obiectivul de a servi interesului public și servesc interesele de partid sau unor oameni de afaceri. Macovei spune că situația presei ar putea să se agraveze și mai mult în anul 2018, care este unul electoral. Așa se întâmplă de fiecare dată când suntem în campaniile electorale, pentru că mizele sunt foarte mari. Oamenii care fac politică sau cei care fac business și doresc să facă și politică investesc foarte mulți bani pentru a corupe jurnaliștii. În barometrul libertății, Moldova ocupă locul 23 din cele 30 de țări incluse în top. Țara noastră este urmată de Ucraina, Bosnia și Herțegovina și Turcia. România se clasează pe locul 12, iar Federația Rusă ocupă ultimul loc.